Administrația PNL din Lugoj a acordat începând cu anul 2022 un supliment financiar pentru nou născuți, trusoul pentru nou născuți, pentru familiile care au domiciliul pe raza municipiului Lugoj, pentru fiecare copil nou născut. În 2022, valoarea trusoului a fost de 1.500 de lei și au beneficiat de acesta un număr de 104 familii. În anul 2023, numărul familiilor beneficiare a crescut la 256. În anul curent, valoarea trusoului a fost mărit la 1800 de lei. Până în 15 aprilie, beneficiind de acesta un număr de 58 de familii. Reprezentanții administrației locale afirmă că vor continua acest program pentru ca Lugojul să fie o casă cât mai bună pentru tineri.